Da, ok. Nu sunt prea. Uite-l, uite-l, cât avea? Oh. Avea mult, nu? 203. Mamă, în oraș 203, dai după el. Dai drumul la megafon. Și urlă după el, uite-l. Poliția, oprește-i! Bă, unde pizda? Poliția! Poliția, oprește-i! Poliția, nu! Poliția, oprește-i! Poliția, oprește-i! Poliția, oprește-i! Hai, că prins. Ce să-i prins, bă? Poliția, oprește numele Domnului Iisus Hristos! Poliția, oprește! Poliția, oprește! Oprește poliția, oprește pe dreapta! Trage pe dreapta! Trage pe dreapta, mă! Trage, mă, dă-te jos după motocicletă! Dă-te jos după motocicletă! Dă-te jos după motocicletă! Stai pe loc! Întreabă de facere, dar tere, s-a dat contra cine o colegut! Trage pe dreapta! Bă, da, greu e, bă, să... Îți dorești să ai propriul tău joc pe magazin Play, cu care poți avea un venit pasiv. Pe projectgames.com puteți cumpăra proiectele lor gata făcute, pe care doar trebuie să le publicați. Tot ce trebuie să faceți este să adăugați produsul în coș și să adăugați codul Caterinca10 pentru 10% reducere. Ți-a zis să oprești, te-am somat, te-am tras, Amalia, ce se întâmplă aici? E de gringolat în orașul ăsta. Al, coboară colegul. L-am somat de 3 ori, domnul. De 3 ori l-am somat. Da, era... Lasă că stai primul ăla cu 250 la oră. Era colegul tău pe motor, ă? Dar jos și pe ăsta după motor. Coborâți, domnul. Ferească Dumnezeu, eu ce am făcut? 250 aveai la oră, colegul, că nu te-am mai prins pe tine. Nu știu, așa am găsit motorul. L-ai găsit, e bine. Hai că da. Și cheile da. La motor. 250 aveai la oră. Mă rămân aici. Aici o să rămâi. Ferească Dumnezeu, da, să mă pun lângă colegul, adică. Fereastră Dumnezeu, nu, pe margine vorbim. Băi, pe margine. Ne arde de mișto, urmă. Da, stai un pic, mă. Margine acolo, în genunchi, momentul de față. Nu în genunchi, unică tu ce făcut, domnul, suntem Florin, de la ce Florin Copcă numele meu, aveai 250, 250 aveai la oră. Încă o dată, Florin Copcă este numele meu, dacă îți arde 3 ori. Florin Copcă este numele meu. Florin Copcă este numele meu. Păi nu știu, Florin, 120, tu vezi ce scrie aici, mă? Ia citește ce scrie. Florin Copcă. Bun, bun. Dar ce aveai 250 la oră, da? Păi colegul meu s-a îndreptat către moarte din câte au ți observat și... Păi și el avea 300, tu 250. Păi am zis să ne apropiem amândoi de viteză. A zis să sfidați moartea, sunteți donatori de organe sau ce sunteți? Ferească Dumnezeu, de unde? Florin Copcă este numele meu. Băi, colegul, da, ia percheziunea să-l păstăm. Ia, să vedem ce are pe el. Păi în ce calitate mă percheziunea? În calitate de mergi cu 250 la oră, poți să fii beat, poți să ai droguri la tine, poți să ai foarte mult. Am înțeles, păi pentru asta n-ar trebui să mi se facă un drug test? Fața la parapet am zis. Să face și drug test, să face toate drogurile. Păi, faceți-mi un drug test. Domnul Cop, că nu cooperează, ce-i fac? Îi pui cătușile mai tine. Îi pune cătușile. Că Dumnezeu cooperezi imediat. Așa, ia să vedem ce aveți. Pe dumneavoastră cum vă cheamă? Că nu. Eu mă numesc Bui Credonski, sunt... Florin Copcă este numele meu. Pe colegul ai întrebat, scuze. Eu am sunat ce, la ambulanță, domnule, da? Ești bun, hai să facem un formător. Vreți să-mi luați o declarație, să înțeleg. Să facem un formător. Da, declarație, să vedeți ce declarație vă luăm. Stați puțin că am venit ambulanța. Domnul! Deci am intrat noi, l-am bruscat noi, avea 250 la... Da, imediat, stați puțin. Florin Copcă este numele meu. Bun. Ce s-a întâmplat? L-am somat, n-a oprit. A trebuit să intrăm cu forța în el, cu viteză. Apropo, Florin Copcă este numele meu. Bun. Bun. Și am intrat în el pentru că nu a oprit la ordinele poliției și la somarea polițiștilor. Florin Copcă. Bun. Polițist.
Eu mă mândresc de la primul de la mine de sat polițist, vă dați seama ce zic. În cop, că cum să facem, că am și o nevastă, am și un copil, lucrez. Lăsați-mă și puțin, colegul, că suntem aici. Cum să facem, domne? Eu sunt la început acum, e situația mai grea, este mai... Vă înțeleg și cam cât ar costa, domnul. Ești mâncața și pula ta ceva acolo, nu știu, să fie acolo. De dreapta, așa de să fie bine pentru mine și pentru tine. Doamne ajută! Dar lăs și pe băiatul meu în pace, că săracul, stai seama, și el. Probleme și alte. Nu știu ce să zic la băiat. Păi să-mi... Dă-i drumul de aici, mă, nu vezi că se discută! Cum eu mâncaia și pula lui, că nu... Ia-l și pe băiat în coace, decât tu cu el! Ia-l pe băiat, că rezolvăm noi, mergem noi la... Ia-l pe băiat, idiotule ce ești! Băiat, haide, mă! Hai, băiat! Dacă noi mergem în mașină, colegii, lasă că ne descurcăm noi, știm noi situația. Stai mai așa, că n-ai cum. După aia nu mai poți să iei. Dă-i că trebuie să o rezolvăm. Dar la benzinăria asta, la benzinăria asta nu e... De la? Ce? La benzinăria asta. Ce să fie? Am rezolvat cu băiat. Am și o combinație. Aveți și de o combinație. Trage aici. Vezi cu domnul ce... Bă! Bă! Fata-ți morții, mă, din gât să-ți fut! Băgați-ai pula măta să-ți bagi! Fata-ți morții, mă, din gât! Tu-ți morții, mă, din gât! Tu-ți morții, mă, din gât să-ți fut! Auzi? Da, te aud. I-am arătat panoul electric. Domnul Florin, mi-a spus viața în pericol. Ce înseamnă asta? Domne, ascultă... Baza pe siguranță și încredere, pe poliția română. Am avut... Uite siguranța acolo, la panoul electric. Am avut cârcel. Ați avut cărcel? Păi și asigurarea mea medicală, cine mi-o plătește? Cine îmi plătește spitalizarea? Prima dată voi veniți cu mine într-o mașină de poliție, voi doi, haide! Hai, Florin! Colegii, ne lăsați că ne vedem la secție, colegii, cu ei! Ar trebui să se efectueze o pace între noi. Dumneavoastră mi-a spus viața în pericol. Negativ. Deci pace, că ce pace? Păi pe mine nu mă doare sau cum? N-am înțeles. Păi dumneavoastră v-ați angajat în... Da, ia uitați-vă puțin ce e în dreapta aici. Misiune. Ce e în dreapta aici? Pușcăria. Unde te duci tu, gen? Unde mă duc eu? Vă amenințați domnul Florin și credeam că... Eu cred că vorbim mai... Nu, cred că mergem la secție, mă. Mergem la secție. Mergem la secție? Da. Haide la secție, da. Te răzgândesc până acolo. Nu o să mai răzgândesc. Domnul Florin. Nu se mai discută. Pe stânga aici, pe stânga aici. Florine! Domnul Florin! Își revine ușor. Domnul Florin. Hai, băi, jos. Să nu faceți nicio mișcare, da? La colț, ca la grădiniță. Mergeți la colț acolo. Hai, la colț. Hai, mă, nu, că tu, băi, tu pe istorie, băi, brigardierul. Domnul Florin, n-am spus că o să ne-nțeleg. Băi, brigardierule, la perete, am zis! Băi, te prezint. Florin Copcă este numele meu, din nou, da? Acum o luăm altfel. Bun. Ia, ascultă-ți. Suntem ochi și urechi. Stați puțin. Ia zic, care are urechile mai mari? Tu. Nu știu, Pinocchio. Tot de ce vorbești atât? Tot de ce vorbești atât? Băscălie. Ha? De ce vorbești atât? Nu mai dați, vă rog, nu mai dați. Eu zic să-i punem pe ăștia să ne culeagă niște ștevie. Adevărat? Da, să facem o ciorbă de ștevie. Păi știu undeva unde crește, de-aia, dar nu se pișe câinii pe ea. Păi uite-te pe ei aici, lângă colț, ștevia. Nu se poate aici, mai bine urzici. Urzici? Să-ți dare o mânușă, da, să dea mânușa jos și să adune urzici. Că e mai bună urzica. Eu nu înțeleg ce tip de poliții sunteți dumneavoastră. Adică... Păi dar nu ne-am înțeles. Ce tip de poliții știi, dar nu ne-am înțeles. Legitimația. Nu mai că mă... Dacă vă e foame, spune să mergem la un mec aici, vă dau un meniu ceva dacă pașa cu așa. De super, da, nu vedeți, vorbiți de urziș, de ștevie, de lobă. Da, asta îmi place mie, crescut la țară, băiatul, mai crescut la Lehliu, la Vidili, la în Câmpeni. Mergem și vă luați. Nu știu, habar n-am, mergem. Nu ai vorbit prima dată că marci ceva, acum nu mai marci nimic, vrei că dai mec? L-ați luat pe prietenul meu la bătaie, deja, nu știu, suntem pe timpul Ceaușescu. Suntem pe timpul Ceaușescu? Dar ce aveți cu el de dați în el, ceva greșit prietenul ăsta meu? Vreți să dau și în tine? Ferească Dumnezeu, nu. Ia un pic de curent, vărul meu. Jos!
jos, jos am zis, jos. Bună ziua. Ce de bă? Ia-o, Florine. Să stau pe fratele meu. Ia, cine ești? Care e fratele tău, mă? Hai, mă, du-te. Imenten. Păi, ce mai faci, fratele da, meu? Da, mă, fii atent că tu nu ești frate cu mine. Eu sunt Florin Popca, da? Băgam aici pula. Ia, uși aici la Florine. Ce pe ăsta, viteză, ia-te după el. Oprește mașina. Oprește. Dă-i după el. Dă-i drum la megafon. E dat. Oprește mașina. Oprește mașina, n-auzi? Oprește mașina că tragem. Oprește mașina, mă, n-auzi? S-a făcut căcat, gata, gata. Oprește mașina, oprește mașina acum. Oprește mașina, mă, n-auzi? Rămâi pe dreapta, mă. Rămâi pe dreapta, mă, n-auzi? Rămâi pe dreapta, mă, n-auzi? Rămâi pe dreapta. Stai. Fața la mașină, mâinile pe plafon. Fața la mașină, fața la mașină. Mâinile pe plafon, încătușează-l, Florine. Florin Copcă este numele meu. Florin Copcă este numele meu. Încătușează-l, Florine. Ia mâna una, câte una și încătușează-l. De ce ai furit de grida poliție? Ha? Ce ascunzi? Păi știam că am trecut pe roșu și... Da, știai că ai trecut pe roșu? Dă-te așa să văd ce ai ascunzi. Stai să văd ce ai în turbelul. Ce faci, mă, cum conduci? Băi, Florine, băi, băi, ia dă-te așa, mă, dă-te așa. Dată pe stare, un milion la el. Florin Copcă este numele, mă, m-auziți? Bună ziua, bună ziua, domnul academician. Băi, ascultă-mă el, puțin, Florine. Ai trecut peste două roșu, da? Ceva să fie bine, băiatul cu tot. Ceva să fie bine. Ca să nu mai ne scutim cu poliție. Cu... Păi eu știu, uite, colegul meu să vorbească cu... Să fie bine, știi ce zic? Na, de ce să fie rău, băiatul tău? La pușcărie, cazier, ai înțeles? Eu văd că ai bani mulți rău de tot pe tine, ai un milion. Ce faci cu banii ăștia mulți? Nu, un milion, șefule. Cum ai un milion? Stai că sunăm la Ana, să vedem de unde ai tu banii ăștia. Stai așa. Hai, urcă în mașină, că mergem la Ana. Hai, Florine, să vedem de unde are el banii ăștia. Dar stai să un cui. Haideu.